românii cu bulgarii sunt cei mai săraci din Europa, cei mai expuși riscului de sărăcie. De ce credeți că suntem noi așa, noi cu bulgarii, cei mai săraci din Europa? Cine, noi sau cei? Nu, datorită guvernanților, datorită... Noi avem vreo vină, noi oamenii... Avem vină, da. Ce facem noi greșit? Ce facem? Îi punem acolo pe hoț, nu știm să alegem. De ce credeți că suntem noi săraci Europei, să spunem așa? Păi nu se știe. Cine-i dă vină? Guvernul, parlamentul. Noi avem vreo vină? N-avem, noi suntem muncitori de rând. Da. Ei sunt de vină. Ei sunt de vină, da. Ce fac ei? De ce suntem noi săraci și ei bogați? Păi de, au industria, au ăștia, noi n-avem. Toate s-au vândut. Cauze sunt mai multe, multiple, dar... Eu zic că suntem învățați să... Cam dăm cu jula. Aici... Aici pleacă toate. Da, cam ăsta se. Așa e românul? Are el talentul ăsta? Cam așa are el. Scăpăm vreodată de sărăcie asta, de... De sărăcie? De sărăcie? Nu cred că scăpăm. Nu, scăpăm. Nu. De ce suntem noi românii cei mai săraci din Europa? Păi știi de ce? Că ne fură alții. Da, că ne fură... Care cum vin, care sunt cinstiți, zice că sunt cinstiți. Votează aia cu... Nu vedeți acum iar să ceartă pe ăsta e. Nu vedeți? Asta e, România noastră n-are să aibă vreodată să zică, mă rămâne ăsta, să tragă de ăsta. Păi ai bagă în pușcărie, aleargă după fel de fel, banii. Aduc, doamnă, banii fericirea, apropo de sărăcia asta. Păi nu aduce la noi ăștia săraci, n-aduce, dar la ei aduce, nu vedeți că la ei se întâmplă și ei se ridică în sus, noi rămânem proști. Cine e de vină că suntem noi cei mai săraci din Europa? În primul rând și cetățeanul de rând, că votează și chiar dacă votează nu se ia în considerare. Nimic nu e luat în considerare. Adică ne duce să votăm, dar nu știm ce votăm. Scăpăm vreodată de sărăcia asta? Acum nu știu ce să spun. Eu după mine cred că da. Dar ce trebuie să facem? Ce să facem? Să facă fabricile de nou, să ne angajăm la noi în România, să nu mai plecăm în altă țară cum au plecat tot tineretul. Să muncim aici? Da. Păi cine să știe decât așa de parlament? Ei sunt de vină. Păi dar cine alții? Cine... Ce fac? Sau ce nu fac? Ceva ce fură, ceva ce altceva ce dă la oameni pe parte cu o mână și pe partea aia la întâlnă ea cu două. Noi avem vreo vină? Păi nu avem ce vină să avem, adică n-ați văzut și la pensii și la salarii, nu pune pe o parte și ia pe altă parte. De ce noi cu bulgarii suntem mereu acolo la sărăcie, pe ultimul loc în Europa? Cine ne ține acolo? Nu știu, cred că e vreunul care ne sapă groapa. Altceva ce să zic, nu? Ne sapă altcineva sau noi? Nu, alții. Cine? Păi cine? Eu de unde să știu cine e aia, barna. Nu vedeți că nu găsim locuri de muncă? Nu găsim locuri de muncă. Am lucrat la șantier un an de zile și m-am dat afară. Și suntem mereu acolo ultimii. O să scăpăm vreodată, nu știu, de sărăcia asta în care nu ne cred. Nu cred. Ele mai bine pe timpul Ceaușescu de 10 ori. Vinovați cine credeți că sunt pentru... Conducerea. Ei de sus, de acolo, de la parlament. Ce întrebare! Că... Nu cred că depinde și de premier de stat. Eu asta cred eu. Noi, oamenii de rând, avem rovină, noi, pentru ce se întâmplă? Noi nu. Ei de sus. Dar credeți că banii aduc fericirea în viață? Da. Aduc fericirea și nenorocirea. Frumos spus. De ce și nenorocirea? Nenorocirea pentru că banii, dacă au bani, nu dorm liniștiți. Noi ăștia săracii, mâine ducem lipsa zilei de mâine. Un om sărac doarme mai liniștit? Da. Că n-are bani? Da. Am 2 lei, mâine mă uit și îmi cumpăr o pâine și mănânc o pâine cu ceapă. Banii aduc fericirea sau nu în viață? Nu, dar o întreține. Se poate așa, săraci și bogați și fericiți? N-ai cum, că țara e destul de bogată, dar noi suntem vai de mama noastră. E un paradox aici. Soarta. De ce ne merităm să? Pentru că am sărit în stradă să urâm pe Ceaușescu. Banii în viață aduc fericirea sau nu? Nu prea aduc, că nu prea avem bani. Suntem săraci la bani, da.
Aduc banii, fericirea, dacă am... Aduc, e un drept. Am călicat europenii pe noi definitiv. Asta e situația în țara noastră, asta e fiecare cu greutățile lor. Cine credeți că e de vină că suntem cei mai sărați, să spun așa, din Europa, noi românii? De vină pleacă de undeva, de la cei mai mari, de la guvern. Nu suntem vinovați cu nimică, dacă, na, cine mai muncește aici? Decât ăștia care au tractoare, au morfași, jmecherii.